Un adolescent a fost atacat de urs în această dimineață într-o localitate din Prahova. Băiatul pleca de la stână când s-a trezit cu animalul în fața sa. A reușit ca prin minune să scape din ghearele ursului și imediat și-a sunat tatăl. Autoritățile au pornit în căutarea sălbăticiunii, dar n-au reușit să o găsească. Animalul e rănit, deci cu atât mai periculos. Băiatul de 17 ani, tocmai ce se întorcea de la stâna familiei, era pe o potecă când l-a atacat ursul. Adolescentul a reușit să scape din gura animalului și a fugit cât l-au ținut picioarele. Apoi, disperat, și-a sunat tatăl. M-a sunat la telefon că să-mi viu repede după el, că a sărit ursul pe el. M-am dus acolo, i-a leșinat, a căzut jos, l-am mușcat de aici de coaste, de picior. L-am adus la ambulanță, am sunat la 112 și l-am coborât aici, în DN-ul. Starea lui era echilibrat hemodinamic, cu sângerare minoră, a avut noroc, putem spune. Deși rănit și speriat, băiatul a reușit să le spună jandarmilor montani că ursul care l-a atacat era rănit la un picior, astfel că autoritățile bănuiesc că ar putea fi același urs care a fost lovit de o mașină acum 3 săptămâni în timp ce traversa DN1 în zona localității Breaza. Este posibil să atace, deoarece animalul fiind rănit, el nu-și mai poate procura hrana la fel ca atunci când este practic sănătos. Membrii Asociației Județene de Vânătoare, împreună cu reprezentanții ocolului Silvic, jandarmi montani și chiar primarul localității, au plecat în căutarea animalului sălbatic. A fost emis și un mesaj de avertizare prin Ro Alert. Localnicii care au stâne în zonă sunt speriați. Am stat la foile, mi-a lăsat oile acolo și a fugit de vale. Conform procedurilor, ursul ar trebui alungat din zonă, însă dacă este rănit... Aceasta schimbă un pic regulile. În cazul în care rănile sunt incompatibile cu viața sau fac dificilă hrănirea animalului, se poate ajunge să se ia decizia eutanasierii sau împușcării animalului. România este țara cu cei mai mulți urși din Europa. 38 de oameni au fost atacați de urși în 2021, cei mai mulți în apropierea stânelor sau în pădure.